Apă de Ciucă, poate centra, alege pasa pe jos, un șut din prima a lui Iulian Popa, greșește Bucta, nu găsește însă spațiul porții Paure, a cehului Miloș Bucta, iată centrarea pe jos a lui Viveiros, trage din prima, Iulian Popa scapă această minge Bucta, dar nu se concentrează suficient la finalizare, Paul Batin. Acum cornerul este executat de Ciprian Petru, minge înaltă, lovitură de cap pe lângă a lui Ciucă. Rămâne 0-0. FC Brașov, Gazmetan Mediaș. Iată faza. Într-adevăr, Mădălin Ciucă este cel care trimite cu capul alături. Se înălțase și Zarco Marcovici. Viveiros scapă de Nicandro Brevel cu șut. Viveiros! Bucta are de această dată o intervenție sigură. Reluare șutului Viveiros. O minge cu pământul, care totuși nu-l pune în dificultate pe portarul Batin. Acum poate pasa pentru Viveiros. Offside. Poziția afară din joc la Nuno Viveiros. Am intrat în prelungirile acestei prime reprize. Totuși greu de spus din acest unghi, dacă FC Brașov și Gazmetan de câteva secunde pasă acum în interiorul careului pentru Lulacu, a fost faultat și este penalti. Ce debut de repriză secundă pentru Gazmetan Mediaș. Lovitură de la 11 metri dictată de Augustus Constantin după un fault asupra lui Lulacu. Are nevoie de intervenția medicilor șeptarul gazului. Are și cartonașul galben în mână. Augustus Constantin continuă să protesteze. Fotbaliștii Brașovului, Pedro Taborda este avertizat. Sunt curios dacă va executa Florin Daniel. Tocmai a intrat pe teren acum la pauză. Nu are nicio legătură cu mingea această intervenție a lui Pedro Taborda. Urmăriți balonul. Este lovit. Iată, se duce cu picioarele înainte, este lovit mușcătorul cu Taborda, victoraș a stafei, gol Gazmetan Mediaș, 1-0 pentru formația lui Cristi Pustei și deja modul celebru în care se bucură după fiecare gol victoraș a stafei, al patrulea gol în acest campionat. Nu înțelege Taborda de ce s-a dictat penalti. Perfect începutul de repriză secundă pentru Medieșeni. Încă o dată, execuția sigură, cu mult calm, de la 11 metri a lui Astafei. Revine pe teren acum și Lulacu, după ce a primit îngrijiri medicale. Va face o modificare și Ionuț Badea. Bine, scoate balonul pentru această centrare. Poarta este goală, gol! Egalează FC Brașov, Iulian Popa, minutul 55. Ieșise Bucta pe acea centrare, protestează, vede cartonașul galben. Iată, mai puțin de 10 minute am văzut două goluri, 1-1 pe stadionul Tineretului. Miloș Bucta avertizat. Nu știu câte goluri a marcat în carieră cu capul Iulian Popa. Aici este centrarea lui Velaios. Iese Bucta. A cerut un fault în atac. Contact a existat acolo între el și Paul Batin. Revedem faza. Un driblingul, Hadnaghi cu centrarea pentru Batin, gol! Dublă, Iulian Popa întoarce rezultatul FC Brașov, 2-1 pentru formația gazdă. Extraordinară această metamorfoză, această revenire a Brașovului. 15 minute cu 3 goluri după o primă repriză destul de săracă în fază de poartă.
Tot o acțiune din partea dreaptă, o fază lucrată perfect de Hodnagy, centrare pentru Paul Batin, mingea îl depășește, vine însă Iulian Popa care îl învinge din nou pe Miloș Buchta, dă de unde vine, trimite în diagonală cu piciorul stâng și Brașovul trece în avantaj. Astafei controlează cu capul, Astafei iese prost aborda, Astafei cu șut în blocaj, extraordinară fază. E clar, n-a fost seara portarilor. Multe ezitări și din partea lui Polivalent, poate juca și în mijlocul terenului și în banda dreaptă l-am văzut. Aceasta este ocazia lui Astafei. Ce rău a ieșit Taborda, iată șutul cu stângul, îl nimerește în spate. Pe că urmează centrarea! Oh, ce intervenție are Miloș Buchta! Iată ce reflex are cehul! Centrarea lui Velaios, capul Nuno Viveiros. Viveiros, pasa lui Viveiros, Batin are tot timpul din lume pentru a pregăti șutul! Gol! Paul Batin! Și totul s-a terminat, victorie pentru FC Brașov în fața lui Gazmetan Mediaș, 3-1. Iată, era și Georgean Păun în apropiere, exact de pe linia de 16 metri a tras Paul Batin. Pasa vine de la Nuno Viveiros. Superb lovește mingea, Paul Batin, iată, un șiret interior. Brașovul ar vrea să mai marcheze o dată. Mult entuziasm în tribune.